Bun găsit! Bine v-am găsit! Am întârziat puțin fiindcă m-au sunat de la guvern. Se pare că pensionarii vor avea reducere 50% la transportul cu feribotul. Doamnelor și domnilor, a plouat toată ziua la Sibiu. În Turnișor se pare că au apărut deja primele șalupe cu coviltir. La Casa Regală, apropo de Turnișor, s-a decis ca primul născut să se numească Flipper. Autoritățile atrag atenția cetățenilor să nu confunde precipitațiile cu discursul primului ministru. Amândouă sunt apă de ploaie și de asta. Am citit în ziare proverbul inundaților. Afară-i vopsit privorul, înăuntru aligatorul. Dragilor, aseară la Antena 1, unul dintre regii țiganilor, Daniel Cioabă, și-a prezentat locuința din Sibiu sub privirile admirativ bovine ale unei dudui cu microfon care îl întreba mai mereu de unde a luat ba fotoliu, ba tablou, ba serviciu de cafea. Interesant că îl întreba de unde le-a luat și nu de unde le-a cumpărat. Poate știa ea ceva, nu? A reportajul a avut și un comentariu plin de mirări, de parcă era soțul uneia dintre asistentele Luca Patos în noaptea anunții. Serios. Vai, dar ce granit este pe jos! Vai, dar ce lustră este pe sus! Mă uitam și nu-mi venea să cred că mă uit. Eram ca impresarul Alexandrei Stan după prima palmă. Nu mă mai puteam opri. Măcar ai văzut și tu cum arată pe dinăuntru casa unui țigan. Nu de alta, dar e mai mare probabilitatea ca ei să vadă cum arată casa ta pe dinăuntru. Sala tronului? Da. Și cum era? Ca în orice sala tronului. Un tron, o chiuvetă, niște hârtie igienică. Serios acum, vă puteți imagina că au filmat inclusiv baia, ne-au arătat ce fel de cabină de duș are regele și de asemenea că are acolo și câteva aparate de întreținere corporală. O bandă de alergat, încă un aparat. N-am văzut să aibă solar, dar... Da. Deci te-ai uitat până la capăt. Recunosc că da, am vrut să văd cai din sufragerie, dar Daniel Cioabă nu are cai acolo, ci un acvariu mare, mare de tot. Păi și nu era un acvariu căluț de mare? Doamnelor și domnilor, astăzi în tradiția românească sunt sărbătorite sânzienele. Obiceiul spune că dacă în această noapte îți pui sub pernă fire de sânziene, îți visezi alesul. Probabil liberalii își pun sânziene sub pernă ca să-și viseze alesul de la congresul de sâmbătă. Obiceiul e frumos, dar la unele dintre tinerile de astăzi, ca să-și viseze toți aleși, nu le ajunge o singură noapte, sincer. Dragi prieteni, în această emisiune am ales să vorbim despre sport și despre dinți. Nu că am avea noi un dinte împotriva cuiva, ci despre igiena orală la copii. După pauză. Fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei, numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Riga. Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiul capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea.
Doamnelor și domnilor, vă rog înainte de orice să admirați ținuta colegii mele, ținută furnizată de magazinele Ancas. Mărturisesc că, judecând după vremea de afară, și eu am avut de ales între două costume, costumul de pe mine și costumul de scafandru. Am hotărât totuși să vin îmbrăcat așa. Dragi prieteni, lăsând gluma la o parte, următorii noștri invitați, însoțiți de alți colegi de ai lor, au participat la începutul acestei luni la un concurs la Oradea, un concurs de la care, ca și cu alte ocazii, s-au întors încărcați de medalii. Îi invităm alături de noi și dialogăm pe această temă, una sportivă, pe Alin Lazurca de la Clubul Sportiv Puma din Sibiu și pe juniorii Vlad Văcaru și Mihai Hanea. Alin, mulțumesc pentru întâlnire. Junior, salut! Bun venit! Salut, junior! Să luăm loc. Acesta e trofeul de la Oradea? Locul 2 de la campionat, Cupa de Vară de la Oradea. Cupa de Vară internațională. Ok. Dar ei mai au atârnată de gât o groază de alte medalii. Tot de acolo? Da, sau? Datorită medaliilor lor, câștigăm trofee. Aha. Câți ați fost acolo? Am fost 13, 2 antrenori, un senior, 2 juniori și copii. Și cine a avut cele mai multe medalii? Rezultatele cele mai bune la copii le-am avut? La copii am avut rezultatele cele mai bune, obținând și locul 2 pe clasamentul general. A fost greu? Nu greu. Nici mai greu, nici mai ușor. Ca de obicei. Datorită că concursul a venit după campionatul național de copii, nu am dus un număr foarte mare de sportivi, doar cei care sunt de perspectivă și urmează să participe la concursuri internaționale. Acesta fiind un concurs internațional desfășurat în țară, este un test foarte bun pentru ei. Uh-huh. Deci nu ne-am dus cu un lot numeros. Presupun că de fiecare dată când se iau în discuție deplasări în țară sau în străinătate, contează mai puțin, de fapt contează din punct de vedere financiar. Presupun că de fiecare dată, deci când se iau în discuție genul ăsta de deplasări, aveți un dialog cu părinții, fiindcă probabil o bună parte din eforturi vi le asumați voi și părinții, nu? Da, majoritatea părinții. Uh-huh. Dacă rezultatele pe plan internațional cresc, atunci o să vină și remunerația în bani dată de federație sau de sistemele noastre. Tot ce se întâmplă însă până la momentul din astea internaționale sunt strângeri de mână, medalii, nu? Serios acum? Da. Rare ori se întâmplă să fie și niște bani, nu? Da, mai puțin la campionatele care, unele dintre campionatele care le-am organizat noi la Sibiu, care am încercat să dăm și premii în bani, renumitul de acum a Champions League, care l-am făcut noi la Sibiu și sper să urmeze și alții colegi de-ai noștri din țară care să premieze și în bani sau în, nu știu, echipamente sportive. Sau. Sunt părinți care abandonează această provocare pe parcurs din motivele astea, că li se pare prea mult, deși copilul e talentat? Rar, n-am prea avut copii talentați. Știu că oricum că noi, voi încercați da, exact, să supliniți. Exact, noi încercăm să ajutăm mai ales cazurile sociale, diferite sponsorizări sau ce putem obține pentru fiecare dintre ei. Îi vedeți, doamnelor, domnilor, pe doi dintre campionii celor de la Puma. Care-i Vlad, care-i Mihai? Eu sunt Vlad. Tu ești Vlad. Folosește microfonul, Vlad, și spune-ne câți ani ai și de câte vreme ești la Puma. Eu am 11 ani și fac taekwondo de 3 ani jumate. De 3 ani și jumătate? Da. Dar unde ai văzut tu prima oară luptele astea? La televizor? Unde? La televizor și în jocuri. Și tu le-ai zis la părinți, haide și duceți-mă acolo sau? Nu, am vrut să fac și alte sporturi și m-au adus la taekwondo. La taekwondo. Dar tu făceai și alte sporturi înainte, până la taekwondo? Ai mai făcut ceva? Nu? Nu. Și vrei să mai faci ceva sau îți ajunge taekwondo? Îmi ajunge taekwondo. Ajunge taekwondo. Ok. Se pricepe, observ, de Da, este foarte dinamic și el lucrează și acasă foarte multe. Când a venit, făcea foarte multe salturi de gimnastică. Și de-aia l-am întrebat și eu dacă a făcut gimnastică, de ce nu, că repet acasă singur. Are un talent născut. Este foarte dinamic. Este unul dintre sportivii care cred că o să aducă foarte multe rezultate clubului. Serios? Deci promite? Da, foarte mult. Deci încă de la, din primele, nu știu cât avea, 3 luni de taekwondo și la campionat a câștigat locul 1 și de atunci rare ori pierde. Da, pe unde a fost? A fost peste tot prin țară? A fost și în afară? Da, în afară n-a ajuns. Probabil că acum la Cupa Europei va fi în Ungaria, în Budapesta, în octombrie. Sper să vină. Sper să reușim să-l ducem pe el și mai avem 2-3 sportivi de la club care începem. Clubul nostru a început, după cum bine știți, de jos și am crescut. Tot acum am început să ajungem la competiții internaționale europene, Cupa Europei, Campionatul Mondial o să urmeze și sperăm să
Vedeți că ambițiile nu dezamăgesc niciodată. Voi v-ați propus să creșteți, asta se întâmplă de altfel. În plus de asta, prezența voastră, a ta, a lui Cipimania, alături de acest club a fost evident remarcată și în felul ăsta ați ajuns și la performanțe naționale ca prezență, fie în lotul național, fie în federație și așa mai departe. Eforturile nu rămân nerăsplătite, iacă. Întotdeauna. Se aliniază planetele. Exact. Avem o vorbă că întotdeauna trebuie să rămâi acolo, adică să continui ceea ce faci, să nu renunți niciodată la toate eforturile din lume. Orice obstacol. Ok, Mihai, ia spune-ne despre tine. Câți ani ai? 9 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. De câtă vreme faci taekwondo? De vreo 2 ani jumătate. De 2 ani de zile? Păi și ce ți-a plăcut ție la taekwondo? De ce n-ai vrut fotbal sau joci și fotbal? Nu joc fotbal, numai taekwondo. Ok, dar de ce taekwondo? Pentru că m-a pasionat luptele. Luptele? Păi nu ți-a fost frică că vine unul mai puternic și te dă de perete? Nu. Nu ți-a fost? Nu. Și o să-i dai tu pe toți, probabil. De câte ori mergi pe săptămână la antrenament? De 4 ori. De 4 ori pe săptămână? Da. Faci cu Alin sau nu faci cu Alin? Numai cu mine. Numai cu Alin faci? E rău? Da. Și cum e? Nu. Nu e rău? Nu țipă? Poți să ne spui, țipă la voi? Nu. Deloc? Deloc. Nu țipă. Doar încurajez. Da, noi am mai discutat despre felul în care întâlnirile dintre antrenori și copiii foarte tineri, că nici nu știu cum să o spun, ca să ne jignesc, că dacă le spui că sunt foarte mici, s-ar putea supăra. Despre cum curg întâlnirile astea, sunt o formă de joacă în care ei învață disciplina, învață mișcări, nu? Da, la început este joacă, după aceea începe performanța și, cum zicea Mihai, are 4 antrenamente, în perioada de pregătire are 5-6, mergem și în parc, intră în perioade ca un sportiv de performanță. Uh-huh. Și cu cât crește, o să fie din ce în ce mai multe antrenamente. Ei au intrat în competiții de contact unii cu ceilalți? Da, sau? Da, ei fac luptă, ei sunt campioni și la luptă. Deci sunt nu numai la, avem campioni care sunt numai la exerciții de formă, dar cei doi sunt campioni la luptă și la luptă. Dar spune, Mihai, cei din familia de la tine te-au văzut luptându-te? Da, odată. Și nu s-au speriat? Da, nu să pățești ceva? Da. Extraordinar. Bravo. Unde vrei tu să ajungi când vei fi mare? La lotul național. La lotul național. Mi se pare normal. Au și exemple de urmat. Alin, vreau să vă mulțumesc pentru întâlnirea în această seară. Felicitări. Va urma ceva în activitatea voastră sau va fi o vacanță și școlară? Da, este o, adică noi păstrăm în vacanță, nu facem antrenamente dure, adică reducem numărul de antrenamente, dar păstrăm antrenamentele. Avem o tabără de vară. În septembrie avem un eveniment foarte important, al doilea de an, de când este federația. Le invităm pe multiplu campion mondial Thomas Barada la un stagiu în septembrie la noi la Sibiu, cum a fost anul trecut Katia Solovei. Deci o să fie un eveniment important. Probabil că acest eveniment va aduce și personalități din lumea kickboxing-ului, pentru că Thomas Barada face și kickboxing. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla în septembrie. Până atunci probabil vom mai vorbi. Mulțumesc pentru întâlnire. Mulțumesc. Apropo de cei mici și foarte mici, doamnelor și domnilor, revin în emisiune împreună Camelia Cosma Stăriță și fiica sa. Îi ascultăm acum, iar apoi revenim pentru o întâlnire cu medicul stomatolog Mircea La 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 la. Luceafăr de lângă lună, la 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 la. Bade voia mea cea bună, la 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 la. Luceafăr de lângă stele, hai la 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 la. Și supărările mele, la 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 la. La 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 la. Dar eu tot tăgăduiesc, măi, la 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 la. Tăgăduiesc și nu prea, măi, la 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 la. Că știu bine că e așa, măi, la 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 la. Grea boală îi dragostea, măi, hai la 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 la. Nu te lași ușor de ea, măi, la 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 la. De ajungă
la la la, dorul meu pe o cale lungă, la 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 la. Ajungă-te, dorul meu, mai la 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 la. Când s-o fi în viață mai greu, mai la 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 la. Ajungă-te, jalea mea, mai hai la 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 la. Când s-o fi calea mai grea, mai la 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 la. Ajungă-te, jalea mea, mai hai la 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 la. Când s-o fi calea mai grea, mai la 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 la. Este posibil ca între cele două imagini, ochelarii să facă diferența. Treci pe la noi! Bell Optic, strada General Magheru, numărul 21, telefon 0269-214-144. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Mai bine spus, să ne reîntâlnim în această seară cu o mai veche cunoștință și un bun prieten al emisiunii, medicul Mircea Ștețiu. Mulțumesc pentru întâlnire, domnul doctor. Bună seara, bine v-am găsit. Ceva vreme. Au trecut. S-au schimbat multe. Și la dumneavoastră, da. Chiar mă minunam de cât de liber pare. Da. Un pic am roșu, ar zice unii. Acum chestia cu roșu, galben, portocaliu, da, nu știu, se îmbină foarte bine, nu? Că un pic de roșu cu un pic de galben dă bine în portocaliu, așa, da, că chiar merge. Tot de combinații s-au încercat. No, doctor, l-am invitat dintr-un motiv absolut subiectiv în ceea ce ne privește pe noi, fiindcă toți cei din încăperea asta avem copii. Toți avem copii. Unora vă sfătuiesc dat... cât mai mulți, că prinde foarte bine. Da, da. Unora cărora le-au dat dinții, altora cărora nu le-au dat dinții, altora care le-au dat dinții și deja îi schimbă și așa mai departe. Aș vrea să discutăm despre igiena orală la copii, în primul rând. Primele semne că apar dinții includ vreo măsură din partea părinților? Deci, în primul rând, trebuie să spunem foarte clar că o mamă sănătoasă duce la apariția unor dinți ai copilului de calitate. Uh-huh. De ce spun treaba aceasta? Îmbogățirea cu calciu a dinților se face încă în stadiu de intrauterin. Cum? Se îmbogățesc dinții cu calciu, mugurii se formează intrauterin și atunci mama, dacă mănâncă calciu, și prima dentiție este o dentiție sănătoasă. Al doilea lucru care trebuie să spunem este vorba de igienă. Din fericire, ultimele statistici pe care le-am văzut arătau chiar la televiziuni consacrate, pe TVR 1, nu știu dacă avem publică, voie să spunem, da, televiziunea publică, se poate. Așa, spuneau că media de periuțe de dinți la români este undeva la 3 periuțe pe an de om. Unde ne situează asta în raport cu vecinii noștri? Ne situează, suntem aproape primii. Da? Aproape primii de la coadă, din punct de vedere...
economic. Da. Deci, din punct de vedere economic, am văzut interviul în care spunea că are o periuță, încă este sigilată și o păstrează așa. Uh-huh. Iar altcineva spunea că... Probabil. Iar altcineva spunea că are o periuță și o folosește în perioada de sărbători. Uh-huh. Deci e de duminică. E de duminică, da, ca să miroasă un pic bine gura. De ce spun treaba asta? Chiar și în momentul în care nu au apărut dinții, la copilul mic, copilul sugar, trebuie șters în cavitatea orală. Cel mai simplu este mama, totul cade pe mame. Evident. Da. Deci mama să-și ia să-și înfășoare pe degețel un tifon pe care să-l îmbibe în substanță care poate să fie și cu ușor iscamforat ca să-i dea o senzație plăcută la copil în gură și să maseze gingiile. Pe lângă igiena orală din zona respectivă, face și un masaj. Masajul acesta duce la erupție și o erupție pozitivă. De asemenea... Cu tot disconfortul, fiindcă e probabil primul stic al copilului. Vreau să vă spun că din acest punct de vedere, soția mea este o mamă eroină. Copiii mei plângeau, urlau, dar erau spălați pe dinți. Acum sunt niște copii fericiți, nicio carie la nivel de dinți de lapte, ca să spunem așa, și încă nu am o căriuță, dacă am, la dinții definitivi. Puteți să-mi spuneți o chestiune apropo de ceea ce ar putea face mamele în timpul sarcinii? Majoritatea, eu sper că toate, dar majoritatea mamelor, viitoarelor mame, nu fumează în timpul sarcinii. Doamne ferește. Perfect. Să fumeze și după. Perfect. Întrebarea mea e alta. E suficient? Adică dacă a fumat până la momentul ăla, se va vedea? Acum, acum poate că ar fi bine să discutați cu un medic de specialitate, pe specialitate ginecologie, neonatolog. De ce? V-ar spune că o sarcină este bine să fie gândită cu cel puțin 3 ani de zile înainte de concepție, în sensul că în perioada respectivă mama să nu mai ia anticoncepționale. Anticoncepționale de fapt înseamnă hormon, deci e bine să eviți părțile hormonate pentru că se pot găsi și se pot regăsi diferite influențe la nivelul copilului. Și atunci, mâncare pe bază de zarzavaturi, pe bază de crudități, natural, sucuri, care să nu aibă E-uri, B-uri, C-uri și alte... Altfel spus, ceea ce se întâmplă cu organismul mamei cu ani înainte afectează, afectează, cu o lună sau cu o săptămână. Și să nu uităm un lucru care, după părerea mea, este esențial și este cel mai important pentru toți. Indiferent că ești mamă, că ești tată, indiferent că ești adult, că ești copil, este vorba de stres. Deci o mamă nu are voie să fie stresată înainte de sarcină, nu are voie, mai ales pe perioada sarcinii, trebuie să fie totul roz, totul, că tot vorbeam de culori. Poate fi stresantă, în schimb, că asta va fi... Culoarea roz prea mult, da. Asta va fi... Deci stresul, după părerea mea, este cel care induce absolut toate bolile și toate relele din organismul uman. După aceea, o alimentație bogată în calciu și în săruri face bine atât la mamă cât și la făt. După, nu trebuie să evite subtul. Deci, trebuie neapărat ca copilul să sugă la sân. Deci alăptatul este, după părerea mea, esențial, pentru că tot ce este sănătos vine din mamă. Ce apare după este mai mult sau mai puțin contaminat de viața noastră de zi cu zi. Domnul doctor, a venit copilul, încep să apară dinții. Până încep să apară dinții, trebuie să masăm și să curățăm cavitatea orală. Există indicații speciale, de exemplu, la adult vorbesc, pentru spălat limba și pentru spălat mucoasele. Deci nu neapărat pe dinte să te speli, ci și pe limbă. Există perii speciale care pe partea dorsală au niște striuri cu care poți să speli limbuța și să elimini din microorganismele care se află acolo. De asemenea, și pentru copil este bine ca mama să spele dinții, deși nu sunt dinți. Uh-huh.
prin masaj gingival, prin curățarea cavității orale, se învață deja copilul cu această idee. Ați spus de periuță de dinți. Bun. Care e ritmicitatea cu care ar trebui să ne preocupe schimbarea periuței? Deci când ați văzut că este deteriorată, deja este târziu și trebuia schimbată de 3 luni. Ah, ok. Deci o periuță bună, să zicem că te ține așa o lună de zile, dacă maximum. Cam la o lună eu aș recomanda schimbarea periuței. Acum, depinde și de tipul de periuță. Există periuțe cu per de plastic, hard, soft, ultra soft și așa mai departe. Adică perii aceia sunt mai brutali sau mai fini. În funcție de dantură sau în funcție de rezultatul pe care vrem să-l avem? În funcție de sensibilitatea pacientului. Okay. Eu aș recomanda o perie tare, care să maseze, dar și cu care să poți să cureți chiar bine dantura. Problemă, dacă persoana respectivă nu a consultat un medic stomatolog care să-i spună cum să se perieze, riscă să își lezeze gingia și să sângereze prea tare din cauza traumei pe care o face la acest nivel, lucru care nu este de dorit. Și atunci persoana respectivă își alege o periuță moale, soft, care zice el nu îl deranjează. Dar nici nu rezolvă problema. De asemenea, gândiți-vă că mare parte din dinți se curăță prin însăși fonație, prin vorbire. Deci această mișcare curăță dantura, nu curăță partea din spate unde trebuie să intervenim. Știu eu, un măr după ce ai mâncat, nu degeaba se spune an apple a day keeps the doctor away. Deci un măr după ce ai mâncat o masă copioasă, dacă muși dintr-un măr, practic dinții aceia se curăță. Problema este... Bun, oricum nu înlocuiește. Periajele necesare și minime obligatorii sunt cele două. Dimineața, la prima oră, după ce ne-am sculat, fără să mâncăm nimica, fără să facem altceva. De ce? Tot ceea ce s-a strâns peste noapte pe dinți se îndepărtează. Da? Dacă apucăm, să zicem, să mușcăm mărul de dimineață înainte de a ne spăla pe dinți, toate microorganismele care se află pe dinte sunt împinse sub gingii și se cantonează acolo. Și de asemenea, seara înainte de culcare, după ultima masă, adică presupunem că nu faceți ca mine, ci faceți ce trebuie. La 7-8 seara, da? Așa, după ultima masă, așa pe la 11-12 noaptea, când s-a terminat cu mâncatul pe ziua respectivă și începeți o nouă zi după ora 12 imediat. După 3 ore, micul dejun. Așa. Trebuie neapărat spălată dantura. De ce? Peste noapte, la 36-37 de grade, gura cu respirație orală închisă, de obicei, deci... tot ce este acolo stă bine la căldurică și are timp să se dezvolte. Și tot ce se dezvoltă peste noapte este bine la prima oră să fie dat afară. Aceste deprinderi e musai să le înțeleagă și să le accepte copiii cât mai mici. Mama presupunem că le are, nu? Nu presupunem nimica. Nu? Deci presupunem că mama trebuie să vadă de, nu spun tata, da, okay. Pentru că asta este. Să facă mama. Așa, să facă mama tot, dar mama ar trebui să conștientizeze că viitorul copilului depinde de acțiunile ei. Și anume, o dantură sănătoasă duce la un organism sănătos, duce la păstrarea organelor interne sănătoase, un stomac sănătos, o asimilare a alimentelor cât mai bună. O dantură bolnavă este cu durere, scade dorința de a mânca a copilului, copilul nu mai crește și te miri din ce cauză. O paranteză, dacă îmi permiteți. Este o legătură directă sau este întotdeauna o cauză? O dantură cu probleme este întotdeauna, deci, o cauză a unei respirații neplăcute? Doar asta?
Nu, halena, mă rog, respirația neplăcută poate să survină din mai multe motive. Bine, nespălatul pe dinți este unul dintre motive, celălalt poate să fie, știu eu, o boală hepatică, o boală renală, poate să dea o halenă specifică. Consumatorii de alcool, tutun, au iarăși această halenă specifică, ușor mirositoare. De asemenea, tot mirosuri la nivelul cavității orale poate să fie cauzate de stres. Deci o persoană stresată, așa cum transpiră în exterior că are probleme, transpiră și în gură și riscă să miroase. Bine, nu excludem nespălatul pe dinți, dar gândiți-vă că după ce ați mâncat ceva, la interval de 2 ore încep să se formeze microorganismele și să se depună placa bacteriană și să apară această senzație de dinte catifelat. Poate că ați mai simțit-o după ce ați mâncat, după ce ați vorbit mai mult timp, se uscă gura, uscarea aceasta a gurii și temperatura și contactul cu aerul până la urmă duce la depunerea de microorganisme. Această persistență a microorganismelor în cavitatea orală generează inclusiv mirosul neplăcut. Ne întoarcem la copii. Apar dinții. Ei ca orice apar în prima fază s-ar putea ca și copiii dumneavoastră să simtă o jenă, să nu vrea să mănânce, să facă febră și să nu știți ce au. Da? Le luați temperatura 38-39 de grade, copilul nu se simte bine, are o stare de disconfort, nu știe să spună ce îl doare și cum îl doare. Puteți să vă gândiți că începe erupția dentară. Se vede, dacă vă uitați în deschide copilul gurița și se vede ușor înroșit și tumefiată zona în care trebuie să erupă. Problema este că dintele trebuie să erupă prin os. Da? Deci trebuie să iasă prin os, să străbată osul și zona aceea poate să producă ușoare dereglări. Jucăriile acelea cu gheață, cele care se țin la da, fundări, ajută? Da, deci sunt tot felul de jucării care ajută și de cauciuc care se țin la frigider și care îl dai la copil și roade din el. Gheața înseamnă frig, frigul înseamnă ușoară anestezie, deci pe zona respectivă să zicem că ajută. Ce ajută cel mai mult este, repet, masajul. Masajul dat de acele jucării iarăși este benefic. De ce? Masajul pe gingie duce până la urmă la tasarea și la stimularea mugurelui care tinde să crească. Când își schimbă copilul dinții, trebuie părinții să-i acorde o atenție specială? Noi, spre exemplu, cei trecuți deja de prima tinerețe, eram învățați că putem să ne scoatem dinții de lapte fără probleme și acasă. Adică n-au creat urmări, poate ocazional, urmări neplăcute. Deci n-aș spune că că este greșit dacă dintele de lapte este scos și acasă. Este greșit dacă nu este scos bine, deci dacă nu a căzut singur. Ce se întâmplă? Un dinte de lapte începe să aibă o mobilitate mai mare. Această mobilitate, în principiu, prin ligamentele periodontale, rămâne un pic legat de gingie și mobilitatea respectivă duce la apariția unei senzații dureroase. În momentul când îl doare pe copil, bine, nu îl poți smulge tu sau să îl scoți din gură. La un efort, o minge, un fotbal, o limbă care împinge, până la urmă dintele ăla iese, că nu este problemă. Este fiziologică ieșirea și schimbarea dinților. Ce se poate întâmpla? El este, gândiți-vă la o coajă de ou, care coajă de ou stă pe gingie și marginile acestei coși de os sunt implantate în gingie. Dumneavoastră, când îl rupeți, dacă nu aveți experiență, riscați să rupeți marginile acestea și să rămână ca un fel de coroană în jurul dintelui care urmează să apară. Coroană care este dureroasă, care poate duce la apariția unor inflamații și care pot genera tot felul de patologii pe care nu le doriți copilului dumneavoastră.
Copilul până la dinții de lapte se întâlnește cu stomatologul, fiind foarte mic? Obligatoriu. Da? Da. Deci, primii dinți definitiv, 6 ani, oficial vorbim statistic, sunt copii care pe la 4-5 ani încep să le iasă dinții definitiv, de obicei incisivii centrali, dar la 6 ani apare prima măseluță definitivă, moment în care ar trebui văzut acea măsea de către medicul stomatolog și se aplică pe ea un strat superficial, astfel încât să se protejeze măseaua de carile de carile viitoare și de acțiunea viitoare. Este una dintre primele măsele care se cariază și prima măsea care va fi extrasă pe parcurs, dar se poate practica această sigilare a șansurilor și fosetelor, este total nedureroasă. Întâlnirea cu medicul stomatolog trebuie să fie făcută însă înainte de vârsta de 6 ani și numai ca vizită în cabinetul stomatologic. De ce? Pacientul copil este foarte stresat. Un pacient stresat, un copil stresat, riscăm să-l traumatizăm pe viață dacă intervenim brusc. Trebuie să spunem că aceste carii apărute la copil nu sunt așa de dureroase ca cele de la adult. Dar cu adultul poți discuta și ai o punte de înțelegere. Copilul nu înțelege ce îi se întâmplă acolo, este mic. Pe el îl doare, de fapt nu îl doare, îl sâcâie. Când te mai apropii de gurița lui cu o turbină sau cu o piesă cot, cu oglindă, cu pensă, cu sondă și începi să-l zgâmâi, îți pui mască, îți pui mănuși, ești și inhalat. Chiar dacă halatul ăsta este frumos, chiar dacă pe mască mai ai niște dințișori care îl atrag, chiar dacă mai ai poze cu Mickey Mouse prin cabinet, tot nu reușești să-l fraierești. Dacă vine și la urgență, adică când îl chiar doare, orice manevră îi faci, precis îl doare. Și este recalcitrant la durere. De aceea, cu copiii mici, este bună o radiografie, după ce au erupt toți dinții de lapte, este bună o radiografie ca să se vadă mugurii și cum vor evolua dantura permanentă. Se face o radiografie panoramică. Mai nou sunt și sistemele acestea digitale de o puteți păstra pe internet ala long. Și se vede, există toți mugurii, apar, nu apar. Spre exemplu, am avut surpriza cu fiica mea că are o anodonție de un lateral. I-am făcut radiografia și lipsește un dințișor. Și ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă? Acolo nu va crește dinte. Îl păstrăm... Never, 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 că nu este. De unde? Dat fiind... Și ce se poate întâmpla? Adică, dacă mai ales se poate întâmpla să fie și la vedere... Întâmplător este incisiv lateral, deci este chiar la vedere. Locul respectiv va fi umplut de dinții ceilalți care vin și umple locul. Deci nu aceasta este problema. Problema pe care ne-o punem momentan și suntem în discuții serioase, să vedem. Păstrăm spațiul acesta. Este totuși un copil. Dacă va avea acolo o lipsă de un dinte, toți ceilalți copii să nu o traumatizeze și să-i spună știrbă Carolina fără dinți sau mai știu eu cum, da? Și să fie cu probleme. Și atunci, ori păstrăm acel spațiu până când se poate pune un implant și să umple maciul. Undeva la 18-19 ani. E un pic cam mult. Cam mult pentru copii. Ori e să facem în așa fel încât să tragem ceilalți dinți, să vină să ocupe spațiu și să... Asta înseamnă aparat? Aranjăm, dentar. Da, aparat dentar. Și să umplem spațiu respectiv, ori să facem o lucrărică, ceva pe... Ceva intermediar care să țină până la 18 ani. Da. Deci, încă suntem în studii și studiem problema, discutăm cu copilul. Nu? Da. Se întâmplă. Sunt copii care au și stânga-dreapta, sunt care le lipsesc mai mulți dinți, sunt unii care au supranumerar, apare un dinte în plus, se încalecă între ei. Mă rog, oricum, am văzut că aparatul
dincolo de faptul că nu mai e nicio durere, nu mai e nicio filozofie, pare și o modă, sunt foarte mulți care au, aparat. Sunt unele chiar foarte frumoase, cu pietricele albastre, da, colorate, da, roz, roșii. Da, da. Nu se compară cu ce era pe vreme. Știți? Eu am avut aparat și era o nebunie, trebuia scos și băgat, era un aparat. Și acum, sunt aparatele acestea care se groaznic, folosesc, deci sunt cele mobile, care nu sunt fixe. Uh-huh. De obicei sunt cele care sunt ținute peste noapte, uh-huh, pentru anomalii nu foarte grave. Aici un medic ortodont, un specialist ortodont v-ar spune în detaliu și ar intra în probleme, că este meseria lor. Problema care este? Aceste aparate trebuie ținute în gură în principiu. Dacă mama ți-a dat aparatul, l-ai pus în gură, ești în drum spre școală, l-ai băgat în buzunar și te întorci înapoi acasă cu el în gură, dar după ce l-ai ținut în ghiozdan o jumătate de zi, da, nu rezolvă apare problema că, domnule, nu se observă efecte. Uh-huh. Da? Ori acolo trebuie forță aproape continuă, constantă, zilnică, picătura chinezească care apasă pe dințișor și care în decurs de 3, 6, un an de zile duce dintele în poziția care trebuie. Mai nou, aceste aparate fixe de care vorbiți cu sârme și așa și cu, se pot folosi și pe interior, de nu se văd aproape deloc. Bine, limba dumneavoastră nu este chiar cea mai fericită pentru acest lucru. Așa. Și inclusiv am văzut montate la adulți. Uhum. Adulți, vorbim de 40-50 de ani. Păi, se mai poate face ceva la vârste atât de înaintate? Se trage de dinte. Serios? Sigur. La vârste atât de înaintate? Dar care e problema? Nu știu, întreb. De ce nu? Deci se trage de dinte, se ocupă spațiul respectiv. Repet, rezultate am văzut. Acum stau și mă gândesc că am suferit cât eram copil, puteam suferi acum. Era. Exact. plus de asta, gândiți-vă că mentalitatea copiilor noștri, trebuie să o recunoaștem, a evoluat. Da, nu se mai uită diferit la colegii lor dacă au un aparat pe dinte. Până acum totdeauna spunea Frankenstein și alte porecle. Acum nu e normal să ai un aparat pe dinte. Am ajuns și noi un pic mai occidentali în ultimii 10 ani de zile. Măcar din punctul ăsta de vedere. Să știți că este o evoluție. Spuneți-mi ceva apropo de momentele în care trăim și cu asta ne apropiem și de încheiere. Mai există cabinete stomatologice de școală, în unități de învățământ? Eu mi-aduc aminte, la școala 4 deci era un cabinet. Există unitățile stomatologice care, în perioada în care nu a mai funcționat contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate în ambulator pentru cabinetele private, au rămas ca dispensarele școlare. Parcă la liceu sanitar sau agricol era unul de care știam. Deci mai existau. Funcționează mai și ele mai mergeau în contract cu în sistem de contract cu casa, pentru că erau de stat. Acum iarăși s-a început, din câte am înțeles, contractările pe servicii stomatologice. Personal am renunțat la idee, pentru că când te frici cu cineva, nu mai faci afaceri cu persoana respectivă. Da, corect. În toate domeniile, să știți. În toate domeniile. Mulțumesc, doctor, pentru eu vă mulțumesc pentru și vă aștept copiii la cabinet, fără niciun fel de problemă. Vă mulțumim, o să vedem. Mai ales îi aștept atunci când nu au probleme, când putem să ne împrietenim și putem să câștigăm încredere unul în altul. Un sfat cât se poate de un medic stomatolog nu are voie să mintă copilul. Îi spune, acum te va durea un pic, chiar dacă îl doare mai mult, picul ăla nu este măsurabil, acum nu te va durea. Și va vedea că așa și e. Și da? Neapărat când copilul spune te oprești, stai de vorbă cu el, trebuie să ai răbdare. O aveți din belșug, că ne-ați suportat pe noi atâta vreme. Mulțumesc, doctor. Eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ne oprim în această seară aici. Mâine o ediție de asemenea cu invitați speciali. O să ne revedem după ceva vreme cu președintele Consiliului Județean, Ioan Cindrea, iar undeva mai târziu pe parcursul emisiunii o întâlnire pe care o așteptam de ceva vreme. Îl cunoaștem cu toții de când era atâtica și mergea la stomatolog. E vorba de interpretul de muzică populară Traian Stoiță. Pe mâine, deci. La revedere.